Subsoare, dragilor, ce faceți? Bine ați venit la un nou clip cu favorite. S-a terminat luna octombrie și la fel ca și septembrie, habar n-am când a trecut luna asta, deci la momentul cel mai sincer, nu știu, m-am trezit pe 31 și azi, bă, e Halloween. Așa, apropo, v-am făcut o poză drăguță de familie de Halloween, bine, pe lângă alte poze pe care le-am făcut, dar asta a fost cute așa de familie mai degrabă, pentru că am fost așa, nu știu, inspirată de copiii mei. Dacă n-ați văzut-o, este pe Instagram. Și astăzi, ziceam, vorbim despre favoritele lunii octombrie și am un singur favorit de beauty, dar până să intrăm noi în problemă, efectiv, hai să dați like și share la clipul ăsta dacă vreți să mai facem astfel de clipuri, dacă vă plac clipurile cu favorite, eventual puteți să lăsați și sugestii de clipuri în comentarii. De asemenea, dacă nu v-ați abonat, ce mai așteptați? Haideți în familia noastră, vă invit să vă abonați și să vă activați notificările, că știți că este un proces acum. Bun, și intrând în subiect, fără să o mai lungim foarte mult, vă ziceam că am un singur produs de beauty, pentru că n-am încercat nimic nou luna asta, sau cred că am încercat chestii noi, dar nu mă pot pronunța încă asupra lor. Nu am testat machiaj nou, n-am făcut nimic extraordinar, n-a fost nimic deosebit pe partea asta de make-up cel puțin, așa că m-am reîntors la dragostea vieții mele în materie de rujuri și aveți 5 secunde să lăsați în comentarii care este dragostea vieții mele în materie de rujuri pe care îl port aproape tot timpul. L-am mai lăsat vara asta, l-am mai lăsat deoparte, l-am mai lăsat în pace să mai respire și l-am reluat acum când a venit toamna de binelea. Pentru că este o culoare mai degrabă de toamnă, dar se potrivește și vara și primăvara, nu e neapărat de toamnă, dar cumva eu îl asociez și cu toamna foarte mult, pentru că l-am cumpărat toamna asta, iarna. Și trecând cele 5 secunde pe care l-ați avut la dispoziție, dacă ați zis MacMer, de acord cu voi, ăsta este rujul pe care știți că îl iubesc enorm și uitați, când mai am din el, se termină foarte repede și o să trebuiască să îl recumpăr. Îmi place nuanța asta, v-am zis, este portabilă și pe parcursul verii am mai lăsat-o deoparte, mai din dat-o așa, plus că anul ăsta știți cu rujurile de buze mai greuți, dar pe parcursul verii l-am mai lăsat să respire, să se mai odihnească și el puțin și l-am reluat acum în toamnă. Este o culoare foarte frumoasă de toamnă, de iarnă, de vară, de primăvară, cum vreți voi. Pentru mine este o nuanță din aia mai plamish, așa de nude. Este un nude din ăla cu tentă de plamă, așa, mai cu tentă movulie. Cam așa s-a descrie în categoria asta și am, de-aia mi l-au și recomandat fetele de la MAC. L-am cumpărat, oricum eu pusesem ochii pe el înainte să mi-l recomande ele, dar mi l-au recomandat în ideea asta că este un nude din ăla mai închis pentru tenul meu. Și rujurile astea de la MAC, știți, că bănuiesc că sunt foarte, foarte ok, sunt rezistente la modul că îți rămâne pigment pe buze, chiar dacă ele nu sunt neapărat catalogate ca fiind niște rujuri rezistente, sunt confortabile, sunt cremoase, îmi plac foarte, foarte, foarte mult și trebuie să mă duc să-mi refac stocul de MacMer. Și numai departe de luna trecută vă spuneam că parfumurile de la Burberry sunt printre preferatele mele. A fost tocmai frig în septembrie, astfel încât să pot purta Burberry, mai Burberry, așa că m-am rezumat într-o luna septembrie la Burberry Brit, dar în octombrie am avut și perioade reci, după cum bine știți, în care simțeam că a venit iarna de binele, nu neapărat toamna. Și am rezolvat problema și am purtat My Burberry foarte mult, un parfum pe care eu îl divinizez în latorul iubesc, nu se poate, deci este foarte, foarte drag parfumul ăsta. V-am zis, în general, parfumurile de la Burberry îmi plac foarte mult pentru că nu se transformă pe pielea mea. Eu am problema asta, în general, cu parfumurile, se transformă, dar se transformă la modul ciudat, adică capătă o tentă din asta așa foarte ciudată. Nu se transformă, rezistă foarte, foarte mult pe piele, când le aplic pe piele. Eu am tendința, în general, să aplic parfumurile mai degrabă pe piele decât pe haine, știți? Îmi place mai mult, mai aplic și pe haine, ca să am, sau prin păr, ca să persiste mai mult mirosul, dar de regulă îmi place să le aplic pe piele. Și
rezistă foarte mult pe pielea mea și le simt și, v-am zis, mi se pare și Burberry Beach și My Burberry, mi se pare că are o notă elegantă, o notă sofisticată, o notă rafinată. Este un parfum pe care nu-l poartă neapărat toată lumea în perioada asta, ceea ce mă bucură, Doamne să rămână. Și este un parfum pe care îl iubesc, nu știu, pentru eleganța lui. Emite foarte multă eleganță parfumul ăsta, dar este un parfum cu o notă destul de dulceago, vanilato ceva, nu știu, parcă mai are ceva în el. Și ăsta nu-l pot purta decât când e rece. Apoi, am cele mai multe articole de fashion și înainte să trecem efectiv la articole de fashion, am o ustensilă pe care am cumpărat-o, cred că anul trecut sau cu 2 ani prin iarnă, nu mai știu exact, pentru că aveam nevoie și este o ustensilă pe care o iubesc mult și de altfel este și foarte practică. Se găsește, din fericire a explodat moda, a devenit o modă mai nouă, am văzut o modă cu ea pe Instagram. Eu n-am cumpărat-o pentru că e la modă, ci am cumpărat-o de nevoie și funcționează. Și este vorba de acest aparat de curățat scamele de pe pulovere, despre decotaj în general. Că știți că pe o anumită perioadă unele materiale, unele pulovere, unele decotaje încep să capete scamele alea. Sau chiar și pe paltoane, dacă le purtați foarte mult, ați văzut și le curățați foarte mult, se întâmplă să apară scamele alea. Iar ustensila asta, aparățelul ăsta micuț drăguț, care bâzâie, ai senzația că o să-ți facă un facial, dar nu te tai, adică poți să pui mâna. Evident, nu este pentru față, Doamne ferește, nu tați cu el pe față. Asta curăță, taie pur și simplu acele scamele. Curăță fără să-ți deterioreze țesătura, ceea ce e foarte bine. Acum am văzut că pe Instagram este foarte popular unul de la Philips, care este similar. Eu l-am luat pe ăsta, cum v-am zis, acum un an sau doi, din Carrefour. Se găsea în Carrefour și era super accesibil. Era undeva până în 50 de lei sau ceva în genul ăsta. Și așa funcționează, adică ăsta e sistemul, îl dai. De preferat să nu fii îmbrăcată cu tricotajul pe care vrei să-l cureți, dar cam ăsta-i simt procesul. Dai pe bluză, curăță scamele acolo unde sunt și arată ca nouă, pentru că ați văzut că tricotajele alea care nu sunt ele scămoșate din naștere, ci pur și simplu se scămoșează după o purtare foarte mai lungă, arată ieftin, arată neîngrijit, arată neplăcut și încercăm să evităm aspectul ăsta, mai ales în condițiile în care vrem să fim elegante. Și atunci e bună o ustensilă din asta la Casa Omului, dacă vreți să o luați pe aia de la Philips, dacă vreți să o luați pe asta, eu o să caut să vă pun mai multe variante în descriere. Are aici un rezervor micuț în care se adună tot puful ăsta pe care îl taie. Eu mi-am curățat rochia aia mov de la Zara și de-aia are puf mov, a rămas cu puful mov în ea. Singurul mic dezavantaj este că rezervorul ăsta este foarte mic, adică se umple foarte repede, să știți. În ciuda părerilor, adică dacă te uiți la un tricotaj și ai impresia că nu ai ce curăța, în momentul în care începi și dai cu asta pe toată suprafața, chiar dacă tu nu vezi scame, el adună și scamele cele mai mici și o să vezi că se umple foarte repede chestia asta, chiar dacă inițial îți dai impresia că nu funcționează pe baterii. Eu nu mai știu câte baterii are, stați așa să mă uit, are două, le-am tot pe alea cu care a venit el, deci e bine, ăsta a venit cu bateriile lui, nu l-am așa, mai are un accesoriu pe care, sincer, o să fiu, eu nu l-am folosit, n-am ce să fac cu el, mi s-a părut că își face treaba așa foarte bine, fără accesoriul respectiv. Așa, următorul produs, m-am zis, intrăm în categoria de fashion, este ceva cu care v-am cam înnebunit pe Instagram, tot așa dacă mă urmăriți, știți, asta pentru că v-am povestit eu acolo o mică chestie legată de pălării și obsesia mea cu pălăriile și cu bărbații din viața mea pe care i-am văzut sau despre care am auzit povestindu-se că purtau pălării și care erau, nu știu, cumva li se definea eleganța prin prisma pălăriilor, de-aia consider că pălăriile sunt foarte elegante și că femeile ar fi bine să învețe să poarte pălării pentru că le dă o prestanță deosebită, le dă o notă deosebită și înainte să săriți în capul meu, să știți că sunt mai multe tipuri de pălării.
care se potrivesc tot așa în funcție de fizionomie, în funcție de structura feței și așa mai rezumați la un anumit tip de pălărie pe care îl vedeți la un influencer sau mai știu eu pe unde, da? Trebuie să căutați și prin pălărie, ca și în cazul hainelor, să găsiți acea pălărie care se potrivește cu fizionomia voastră. Eu o am pe asta, eu am vânt fața ovală, din fericire, mi se potrivesc destul de multe tipuri de pălării. Problema este că am fruntea relativ îngustă și nu le pot purta cum le poartă mulți, mai ales am și capul mare, în cazul în care nu mă credeți. Asta este o pălărie de la Meli Melo. Eu v-am zis în ultimul daily vlog, sau mă rog, cred că ultimul daily vlog, ăla când am fost la grădina botanică, v-am zis că e de la Mini Pri, nu știu de ce, habar n-am, dar este de la Meli Melo. Este o pălărie din aia de feltru, țavănă, solidă, care i-am schimbat eu panglica. Avea o chestie din cânepă, știți, din sfoară din aia maro, aspră, așa, și mi s-a părut că îi taie din aspectul ăla elegant și o face cumva, nu știu, era prea neîngrijită cu aia, plus că se scomușea foarte tare de la chestia aia, și atunci am dat-o jos și i-am pus eu panglica asta mov, i-am pus și o broșă aici, și încă o chestie foarte drăguță cu pălăriile este că puteți să vă puneți broșe la ele, să vă puneți accesorii pe ele, adică nu trebuie neapărat să aibă un aspect masculin. Evident, puteți merge și pe un aspect masculin dacă voi asta vă doriți, dar sunt multe moduri de accesoriza și pălăriile, astfel încât să nu par banale. Așa, și cum ziceam, sunt foarte multe moduri de a purta pălăriile și foarte multe moduri de a asorta pălăriile, și sunt multe tipuri de pălării care se potrivesc în funcție de fizionomie. Eu nu le port așa, ferească Dumnezeu, că aș arăta ca ultimul ciobat de la oi. Un ciobaz, un scornit de la oi, dacă l-aș purta așa, vai de viața mea, nu, niciodată, deci este, pentru mine este odioasă purtarea. Sunt fete cărora le stă bine așa, mie nu, adică nu contest că asta nu este o metodă bună pentru anumite fete, dar pentru că pățâna mea mare nu este bună, nu este bună nici asta așa, adică sunt mai multe metode și nu, nici asta, știți? Adică mie îmi place să o port cumva într-o parte întotdeauna, dar dacă se poate cu părul dar pe spate să nu se vadă. Așa, nu știu, acum o așez și un pic așa cât să fie. Dar ați văzut în poze mai bine cum am asortat-o. În general o las pe urechea asta stângă, pe urechea clăpăugă, să o țină un puțin mai strânsă. Și îmi place ca borul să fie puțin adus în față, pe stil Borsalino, dacă știți. Cum erau pălăriile alea din anii 20, cam așa, pe stilul la Borsalino, cam așa îmi place, îmi plac mie pălăriile în general. Da, dar v-am zis, trebuie să vă jucați, să jonglați puțin, și vă recomand din tot sufletul toamna asta și iarna să purtați pălării, că și iarna se poartă pălării, nu doar toamna, credeți-mă că țin de cald și iarna. Principiul este unul foarte simplu, noi eliberăm foarte multă, pierdem foarte multă căldură pe extremități, adică cap, gât, mâini. Și cea mai mare cantitate de căldură, credeți sau nu, pe care o pierdem este la gât. Dacă îți pui un fular, o eșarfă frumoasă la gât, da? Ai un palton pe tine, ai mânuși și mâini, îți pui și pălăria în cap, credeți-mă că nu o să vă înghețe urechile, nu o să muriți de frig, nu o să vă înghețe nasul, nu o să înghețe nimic. Deci puteam renunța liniștite la căciuli, că nu e nicio problemă, nu o să murim de frig. Eu am testat teoria asta, era frigul afară de minus 18 grade și eu eram cu pălărie și mi-a fost chiar foarte bine și sunt mama friguroșilor, adică nu sunt un om care să zică că minus 18 grade e nimica, da? Deci am rezistat foarte bine și cu asta și cu pălărie la o temperatură destul de nasoală. Prin urmare, nu mai fugiți de pălării în ideea în care, vai Doamne, o să mor de frig. Nu, din contră, sunt foarte bune pentru izolare termică pălării. O altă preferință de-a mea pe care o port toamna, mai ales pentru că, deci eu nu port căciul, să ne înțelegem. 1. Prefer să umblu cu capul dezgolit decât să-mi pun căciul în cap. Urăsc căciulile, am o singură căciulă și este din aia de blană pufoasă pe care o port mai mult de fan. Păi am purtat-o la munte, dacă mă aduceți aminte, acum vreo 2 ani când au fost iarna. Deci, păi am purtat-o de fan, n-am purtat-o neapărat pentru
rol termic. Deci prefer să n-am nimic în cap decât să port căciulă. Asta o dată. În al doilea rând, îmi place foarte tare toamna, mai ales să port băscuțe și iarna le port, că la fel, sunt foarte bune pentru izolare termică. Și când spun băscuțe, eu nu mă refer la beretele alea stil franțuzesc, care sunt drăguțe, dar personal mi s-a crit de ele. Deci le văd peste tot, în toate culorile, în toate combinațiile posibile. Deci, cea mai mare prostie la ora actuală, din punct de vedere stilistic, este să te duci la Paris cu o baschetă, cu o beretă din aia franțuzească. Adică, e, știți, e ca și cum ai venit în București îmbrăcat în călușari. Știi, ceva de genul ăla. Astea îmi plac, băscuțele astea îmi plac și tot așa și pe astea le port în o parte. Asta de unde, doamne sfinte? Cred că de H&M. Este din H&M. Am una crem, bej, nu știu, e așa. Am asta de la Zara, asta roșie din Catifea, foarte frumoasă. Pe asta am purtat-o când am fost la Cronica Digitală, când am fost din summit în București. Și la fel i-am pus o broșă. Și asta ora puteți să le puneți broșe, să le puneți pangri, să le accesorizați. Adică nu trebuie să le lăsați neapărat așa. Asta din construcție în sine, dacă o vedeți, cade puțin într-o parte. Ceea ce este minunat pentru mine, așa. Și la fel și pe asta îmi place să o trag puțin mai pe ochi, nu neapărat așa, că am mai văzut eu și purtate și pe așa, și că așa mai văzut purtate pe astea, dar trăind la țară și văzând personaje care poartă șepci așa, nu, eu nu pot, așa că le port așa și tot așa undeva lăsate într-o parte. Și sunt foarte, foarte cute. Mi se pare că sunt foarte drăgălașe. Și sunt la limita aia. Sunt elegante, dar nu excesiv de elegante. Sunt drăguțe, dar nu sunt pompoase. Nu sunt așa. Sunt și copilărești într-un fel, dar nu excesiv de joviale, nu excesiv de puerile. Cu toată părerea de rău, dar am senzația că anumite elemente devin puerile pentru anumite femei. Când vrei ca femeie să eman prestanță și spui un fel de la moț atâta, se cam duce prestanța, dacă mă întrebați pe mine. La fel și asta, hai să facem și un traion. Mai am, astea sunt trei pe care le-am luat eu așa, cam o cutie în care le țin. Astea sunt trei care erau mai sus, dar mai am din astea. Asta este tot așa, deci pe toate le pun cumva pe partea asta stângă și le pun pe stânga în general, pentru că cu dreptul văd. Asta e explicația simplă pentru care le pun pe partea stângă. Cu dreptul în general văd și de-aia le port așa într-o parte. Deci, și purtate, dacă se poate, na, puteți să le purtați și așa, dacă vă vin bine, nu e nicio problemă, nu zic nimic, dar jucați-vă cu ele, adică încercați puțin să le așa, să vedeți cum vă stau jucându-vă cu ele. Asta este una de la Stradivarius, dacă mi-aduc eu bine aminte, care are niște accesorii. Într-un timp mă gândeam să-i dau jos lanțul ăsta, că parcă nu mă reprezint atât de tare, dar îl păstrăm, nu-i problemă, îl păstrăm așa. De asta și strâns pe deasupra, că asta mă deranja la el când s-a strâns. Așa, asta este neagră și am luat-o în măsura M și este cam cea mai mică dintre toate și cam trebuie să învâr capul în ea. Deci v-am zis eu că am căpățâna mare. Asta este cea mai complicat de aranjat pentru mine, pentru că este mică. Ar fi trebuit să-mi iau un L, dar pare mi se că când am cumpărat-o, că am probat L-ul și mi se părea că e prea largă și de-aia am luat-o în măsura M, eu purtând la, în general, L. Pentru asta. De-aia vă spun că am capul mare, pentru că port la haine, pe corp port totul S, XS, depinde de magazin, și la căpățână am L. So, here you go, folks, și dovada faptului că am capul mare. Dar, la fel, vă recomand, dacă puteți să purtați băscuțele astea, să încercați să vă jucați cu ele, să diversificați. Este un mod foarte frumos de a vă juca cu accesoriile toamna, să nu mai pară atât de urâtă, banală și tristă toamna. Și mai ales, dacă se poate, să vă jucați și cu culorile, da, și să nu mergeți doar pe negru, please. Ar fi minunat. Deci este o metodă foarte frumoasă de a vă înveseli garderoba și de a vă simți bine cu felul în care vă accesorizați outfiturile. Apoi, următoarea piesă, deși am două din aceeași categorie, sunt trenciurile. Pentru că iarăși toamna pentru mine, toamna echivalează cu trenci. Toamna, primăvara pentru mine echivalează cu trenci. Și cele două pe care le-am purtat cel mai mult în noiembrie au fost ăsta roșu, pe care l-ați văzut, și ăsta albastru. Ăsta
asta blu. Ambele sunt de la Stradivarius. Foarte, foarte, foarte drăguțe și sunt de bună calitate și îmi plac, îmi vin foarte bine și trenciurile iarăși sunt acel element statement, staple, dacă vreți, din garderoba voastră. Și statement și staple, adică și necesar pentru că te ajută la foarte multe, asta e super purtabil la orice. Tenis, Adidas, pantofi, ce vreți voi, am văzut-o pe Jennifer Lopez în sandale în zăpadă. Asta este o nouă modă, dar la orice puteți purta trenciurile, puteți pune peste orice tip de outfit un trench și îl ridică, îi dă o notă sofisticată, îl face să arate mai bine. Dacă vreți să vă elevați cumva look-ul de la un look banal, simplu, de zi cu zi, nu știu, vreți să-l scoateți din anonimat, luați-vă un trench, luați-vă o pălărie, luați-vă o băscuță din asta, luați-vă o pereche de mănuși de piele. Sunt niște accesorii simple care vă duc outfit-ul la un nivel mult mai înalt și păreți mult mai elegante și mult mai rafinate, mult mai sofisticate, cu câteva mici chestii din astea care nici nu costă așa de mult și nici nu sunt complicate pus în aplicare, da? Că nu e ca și cum te-aș pune să-ți dai toată garderoba peste cap, nu, ci pur și simplu la ce ai poți adăuga câteva elemente din astea și îți face outfit-ul și te face și pe tine să arăți mai sofisticată în 2 secunde, nu mai mult. La fel, aici am o broșă, iarăși, odată cu venirea toamnei, broșele sunt un element pe care eu îl iubesc foarte, foarte tare și pe care l-am cam tot timpul la îndemână. Am broșe pe unde se poate, asta este una din preferata mea, cea cu păianjen auriu. Și îmi plac trenciurile, îmi plac beretele, îmi plac, adică băscuțele, îmi plac pălăriile, îmi plac broșele. So, toamna ar fi frumoasă. Singurul lucru care nu-mi place la toamnă este frigul. Deci, și că tot vorbeam de toamnă, am constatat o chestie și anume că mi-a revenit pofta de ceaiuri acum, în perioada asta, pentru că nu știu ce s-a întâmplat, dar pe parcursul verii, mă rog, știți voi, așa n-am putut să beau ceaiuri. De ce? Nu mă întrebați, că habar n-a știți să vă zic, dar n-am putut să beau ceaiuri. Prin urmare, am lăsat-o așa mai moale cu ceaiurile vara, așa am băut cafea, am băut altele. În schimb, acum, cum s-a venit frigul, am trecut iarăși pe ceai și am un ceai pe care îl iubesc și nu numai că îl iubesc eu, dar am înnebunit-o și pe vecina mea. Știți voi, celebra vecină despre care vă vorbesc eu, că îmi dă tot timpul chestii și mă face și zice și mă duc eu la cafea și postez dimineața de la ea că bem cafea din aia la ibric. Așa. Și săraca s-a îmbolnăvit recent, a avut o răceală din asta și totuși, și ea știe că dacă ești bolnav trebuie să bei ceai. Ea nebând ceai, nu-i place ceaiul, dă nicio culoare, dar zice nu-mi place, dar trebuie să beau ca să mă fac bine. Bun. Și s-a chinuit cu un ceai de mușețel și zic stai că ți-aduc eu un ceai. Și i-am dus ceaiul meu, care era ceai verde cu trandafir și cireșe și este extrem de aromat. Este extrem, extrem de aromat și mai degrabă ăla este preferatul unic, ca să zic așa, dar nu-l mai am pentru că i l-am dat ei și este de la 5 o'clock. Eu am aici varianta de ceai negru cu vanilie, care este la fel foarte, foarte bun. Pe lângă asta este foarte concentrat. Eu nu sunt o băutoare de ceai negru de regulă, îmi prefer ceaiul verde mai degrabă, îmi place mai mult ceaiul verde și m-a surprins cât de puternic și de potent și de tare este când am pus prima dată, când am făcut prima dată din punga asta. Pentru că era așa, wow, ca o cafea din aia tare. Zic, wow, ce s-a întâmplat? Și după aia mi-am dat seama, zic, aoleu, stai că e ceai negru. Zic că ăsta e mai tare. Și am lăsat-o mai moale cu dozele. Adică am pus o cantitate mai mică, dar foarte, foarte bun. Este, cum v-am zis, de la 5 o'clock. N-aș ști să vă zic exact unde se găsește. Bă, nu este în Carrefour sau ceva de genul ăsta. Cam pe acolo, pe unde cântă la ceaiuri. Este din asta pulbere, fără pliculețe, în general încerc să evit pliculețele pe cât se poate. Mă rog, aia e o altă discuție, dar cel cu, dacă vreți neapărat să încercați unul de la ei, încercați-l pe cel cu verde, ceaiul verde, cu trandafir și cireșe. Deci este o minunăție, o aromă și sunt niște arome din astea naturale, n-ai senzația că e ceva chimic, că e ceva adăugat la ele, adică nu dau impresia că ar fi prea multe chimicale. Acum eu nu m-am uitat, sincer, o să fiu, nu m-am uitat, n-am fost curioasă că n-am vrut să-mi distrug
visele și iluziile, să nu m-am uitat pe spate, dar sunt foarte aromate și foarte plăcute și foarte bune ceaiurile astea și astăzi am băut vreo 4. Da, știu, e negru și are cofeină, știu, dar încerc să suplimentez cu apă ca să nu mă deshidratez de tot, să nu ajung SpongeBob uscat, SpongeBob pe uscat, ca să zic așa. Dar foarte, 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 foarte bune ceaiurile astea și vi le recomand și vouă. Dacă vă dați seama, dacă ăla i-a plăcut vecină mie, pentru că i-am dat ceaiul la prima dată, m-am dus și m-am dus la ea cu ceaiul gata făcut, să o întreb să-l testeze și zice că a luat o gură din el și că ăsta mai da ceai, așa mai merge, să tot vei ceai, nu din ăla scârbos de mușețel, cum își luase ea de așa adunat mușețel în gură. Eu, iarăși, nefiind o mare iubitoare de mușețe, tot pentru că este toamnă și e frig și îmi place la fel să stau, să croșetez sau să stau în pătură cu foșii mei sau la film sau să citesc. Și mai place să-mi fac, când nu fac ceai, îmi place să-mi fac ceea ce numim noi ciocolată caldă sau cappuccino la plic, că, na, așa. Eu nu fac din aia cu lapte, adică cappuccino de la clasic, prin urmare mă rezum la plicuri și am găsit, v-am zis de anul trecut că am găsit plicurile astea de la Jacobs, mai am unul, că pe restul le-am băut, este, de fapt, pardon, scuzați, este cappuccino choco, îi zice, de la Jacobs, cu ciocolată Milka. Deci este atât de bun și mai ales dacă îl faceți cu lapte vegetal, mamă, deci este o nebunie ăsta, este de vis, este minunat, dar și cu apă merge și face așa o spumă foarte, foarte groasă, așa, este foarte interesant și dintre toate chestiile astea la plic, care știm că nu sunt ele cele mai sănătoase, dar sunt bune, no problem, astea mi-au plăcut cel mai mult, îmi plac mai mult decât alea de la festa. Așa. Deci astea îmi plac mai mult decât alea și sunt geniale. Deci Jacobs cappuccino choco cu Milka. Da? Milka. Nu știu. Și celelalte cappuccino clasic sunt bune, dar îmi place cel mai mult sortimentul ăsta cu Milka. Și mai am un film și un serial despre care vreau să vă vorbesc. Un film pe care l-am văzut acum pe final de luna octombrie și este Ultimul vânător de vrăjitoare cu Vin Diesel. Este un film apărut prin 2015, l-am văzut acum, nu știu, am dat de el așa întâmplător, adică nu am, nu stau să vânez astea, filmele cu Vin Diesel sau genul ăsta de filme, dar scrollam pe acolo și căutam filme și l-am găsit pe ăsta și zic, ia, hai să mă uit, că părea interesant. E așa un SF, să zicem, cu Vin Diesel, care este un vânător de vrăjitoare, de fapt, ultimul vânător de vrăjitoare, mânca la mama de urâțel. Mie, dacă e să fiu sinceră, nu-mi place fizic de Vin Diesel, dar mi se pare că e atractiv prin... are un zâmbet al lui, așa, care e foarte misterios și îmi place vocea lui. Asta îmi place la Vin Diesel. În rest, nu-mi place cum arată. Așa, chiar mi se pare urâță. Just saying! Nu dați cu pietre! Așa. Și e un film în care el rămâne, este blestemat de o vrăjitoare pe care o ucide și rămâne ultimul vânător de vrăjitoare, fiind o mare luptă între forțele astea, între tot felul de ființe din astea magice și vrăjitoarele fiind o pacoste pentru omenire. Mă rog, și se întâmplă ceva și vrăjitoarea aia învie și, mă rog, ea trebuie ăștia să se ducă să o omoare, în speță vânătorul nostru de vrăjitoare. Filmul e interesant, da? E un film din ăla tipic americanist, dar mie mi-a plăcut. Dacă vă plac filmele astea tipic americanești, de acțiune, de, nu știu, nu este ca ăla, cum îi zice, ăla cu mașinile. Mamă, ce blocaj am acum. Ăla de, a ajuns la seria nu știu cât, dacă sunt toți musculoși aia cu mașinile. Deci nu e atât de agresiv, nu vă imaginați, nu este excesiv de agresiv, nu este excesiv de, nu urlă excesiv de tare, dar e un film tipic american. Așa? Dar mie mi-a plăcut, adică merită așa o șansă, este un film bunicel, zic eu. Apoi, serialul pe care l-am văzut în 2 zile și aș fi stat, dacă nu era super somn, aș fi stat să-l termin pe tot într-o zi, dar n-am avut timp să stau într-o zi de el și se numește The Sinner. Iarăși un serial care a apărut mai, nu știu când, nu e nou, și este un serial care o are ca protagonistă în primul sezon pe Jessica Biel.
ea este, mă rog, ea e actrița care joacă protagonista din primul sezon, pentru că fiecare sezon, din ce am înțeles eu, fiecare sezon are alt subiect. Și primul sezon are 8 episoade și povestea e relativ simplă, vă zic cum începe povestea și de acolo, dacă vreți să vă uitați să vedeți serialul, eu zic că merită. Deci, ea, tipa asta, cum o cheamă și uite cum o cheamă, Jessica Biel în sine, așa, este căsătorită cu tip și au o familie din asta banală, adică, nu știu, eu una mi-aș zbura că ei să-mi trăiesc în genul ăla de relație, dar mă rog, asta era, e o relație de-aia banală, așa, de soț și soție, din aia plictisiți, așa, de moarte, adică nu făceau nimic decât să ducă la muncă și acasă, muncă și acasă și erau tineri, adică aveau și un băiețel de câțiva ani, 2-3 ani, nu știu cât, aveau băiețelul lor și într-un weekend se decid să se ducă la plajă. Se duc la plajă și asta din senin îl omoară pe unul, așa, pur și simplu, din senin îi sare și îl omoară pe unul. Fără ea fiind o tipă extrem de calmă, extrem de liniștită, extrem de pacifistă, adică toată lumea o iubea pentru că era cunoscută ca fiind o tipă foarte ok, fără nicio problemă, n-avea apucături din astea. Și de aici pleacă o întreagă nebunie, că mulți o cred criminală, o cred nebună, mulți cred că na, era de fapt o criminală ca să ne s-a ascuns, în fine, e o chestie foarte alambicată și pe parcursul celor 8 episoade afli de ce a avut reacția asta și de unde a plecat toată povestea asta și asta mai degrabă din datorită unui detectiv care se încăpățânează foarte tare să afle de ce a avut reacția asta, pentru că alții ar fi renunțat de mult la ea, chiar veneau ăștia de la FBI și încercau să o numească, să declare niște lucruri pe care nu le-a făcut doar ca să închidă cazul, să scape de treabă mai repede. Dar detectivul ăsta se încăpățânează și află până la urmă de ce a avut reacția asta și de unde au plecat toate lucrurile astea și mie mi-a plăcut mai degrabă serialul ăsta, nu neapărat povestea în sine, ca să zic, adică, cum să zic, filmul în sine, că nu e neapărat o capodoperă, dar mi se pare că atinge o sferă din aia psihologică și când spun psihologică nu vă gândiți la filme din aia psihologice, când ai o întorsătură din aia ciudată și nu știu ce, nu la aia mă refer, ci atunci o latură psihologică și cumva tratează problema traumelor și cum ne afectează pe noi traumele în moduri în care nici nu ne imaginăm. Adică cum după ani și ani s-ar putea să din cauza unor traume să avem niște ieșiri din astea pe care nici noi nu le putem explica. Da, mi s-a părut foarte interesant subiectul, mi s-a părut foarte interesant abordarea, felul în care au făcut filmul, așa. Deci vă recomand să vă dați o șansă, mai ales că sunt 8 episoade și nu e așa o tragedie de parcurs, adică mi se pare ușor. Eu croșetam în timp ce mă uitam la el. Și da, cam asta a fost clipul de astăzi. Aș vrea să-mi spuneți și voi care au fost favoritele voastre pentru luna octombrie. Dați un like și un share la clipul ăsta. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o. Veniți și pe Instagram, că acolo vorbesc în fiecare zi cu voi și am o grămadă de poze pregătite pentru voi, foarte drăguțe. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!